Bună ziua, dragii mei. Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre transformări echivalente. Mai precis despre transformarea unei egalități într-o egalitate echivalentă cu ea. Știm că identitățile apar în viața de zi cu zi la tot pasul. De exemplu, ne putem întreba dacă temperatura de ieri este egală cu cea de astăzi. Dacă perechea de pantofi din magazinul X are același preț cu perechea de pantofi din magazinul Y, după ce acestora li s-a aplicat o reducere, sau putem considera că Ana și Maria au un anumit număr de mere în coșurile lor și ne putem întreba dacă, după ce ele au dat câte 10 mere prietenilor, Oare mai au același număr de mere în coș? Bineînțeles că da. Cum scriem această problemă matematic? Păi considerăm că a este numărul merelor Anei și m este numărul merelor Mariei, deci a egal cu m. După ce ele dau câte 10 mere prietenilor vor rămâne cu a minus 10 și respectiv m minus 10 mere. Asta înseamnă că egalității de mai sus i-am produs o transformare și am obținut astfel o egalitate echivalentă cu ea, adică a minus 10 egal cu m minus 10. În figurile prezentate aveți o serie de Forme geometrice între care există o serie de relații. Ceea ce vreau să facem împreună este să găsim relațiile echivalente. Observăm că avem un dreptunghi cu roșu adunat cu un romb, desenat cu verde, care este egal cu un oval plus un romb. Dacă acestei relații îi aplicăm o transformare și anume eliminăm rombul, vom obține că dreptunghiul este egal cu ovalul, adică am obținut astfel o echivalență de relații. Observăm că triunghiul este egal cu o stea. Ce se întâmplă dacă acestei relații îi scădem? O formă ca cea de mai sus, de aici, cea verde, obținem o relație echivalentă. De asemenea, dacă înmulțim cu un triunghi, obținem o formă sub formă de triunghi, obținem relația de aici. Deci, am obținut astfel o scriere echivalentă cu cea inițială. Avem un pentagon cu albastru desenat din care scădem dreptunghiul și în partea dreaptă scădem ovalul. Păi asta înseamnă că dacă eliminăm pentagonul, deci scădem pentagonul, și înmulțim apoi relația cu minus 1, obținem că dreptunghiul este egal cu ovalul. Deci, relația echivalentă e cea de sus. Așa se obțin și algebric relațiile echivalente, care ne ajută foarte mult să transformăm ecuațiile și să le aducem la forme mult mai simple pe care apoi să le putem rezolva. Ceea ce vă rog să facem împreună la pasul următor este să asociem fiecare egalități din coloana A o egalitate echivalentă din coloana B. La punctul 1, observăm că dacă înmulțim mezii cu extremii, obținem că 3x egal cu 2y, deci 1 este echivalent cu ce? La 2, observăm că x plus 3 egal cu y minus 5. Dacă scădem 3, vom obține că x egal cu y minus 8. Dacă această relație o înmulțim cu 2, vom obține 2x egal cu 2y minus 16, adică exact b-ul. Deci 2 este echivalent cu b. La relația 3, observăm că 2x egal cu 3y. Dacă ridicăm la pătrat această relație, vom găsi că 4x pătrat egal cu 9y pătrat, Adică 3 este echivalent cu A. Și astfel am stabilit echivalența între relațiile din coloana A și relațiile din coloana B. În continuare, avem egalitatea x ori y plus 2 egal cu x pe lângă y plus 3. Această egalitate suferă o serie de transformări echivalente pe care Ana și Maria, cele două colege de clasă, le fac în mod diferit. Ana desface parantezele și obține x ori y plus 2x egal cu xy plus 3x. Scade xy și obține 2x egal cu 3x, apoi scade 2x și obține că x egal cu 0. Perfect! Ce face Maria? Maria observă că X este comun și la membru stâng și la membru drept, deci împarte prin X. Obține că Y plus 2 egal cu Y, apoi aici scade Y și obține că 2 egal cu 3. Fals! Oare unde a greșit Maria? Răspunsul este foarte simplu. Maria a împărțit cu X. Ceea ce nu avea voie să facă, deoarece nu avem voie ca o egalitate să o împărțim prin X dacă nu suntem siguri că el este nenul. Deci, eu ca să pot face această transformare uh, egalității, trebuia să mă asigur că X este diferit de 0, ceea ce problema nu îmi spune. Deci, Ana a rezolvat corect, Maria a greșit mare, vă rog să aveți mare atenție. Nu orice transformare aplicată unei identități conduce la o egalitate adevărată. Și vă mai dau un exemplu. Egalitățile 5x egal 2y și 25x pătrat egal 4y pătrat sunt echivalente? Da, răspunsul este da. Pentru că ridicăm la pătrat egalitatea 5x egal cu 2y. Dar 25x pătrat egal 4y pătrat este echivalentă cu 5x egal 2y? Răspunsul este nu, deoarece, ca să ajung de la relația 1 la relația 2, trebuie să aplic radical, să scot rădăcina pătrată și voi obține 5 modul de x egal cu 2 modul de y. Deci aceasta este egalitatea echivalentă cu 25x pătrat egal cu 4y pătrat. Aceasta a fost lecția despre transformări echivalente. Într-o oră ulterioară vom aplica tot ceea ce am învățat aici pe transformarea ecuațiilor, adică vom scrie ecuații echivalente cu cea dată pentru a putea găsi soluția lor. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc numai bine! La revedere!